Da, pacea asta pe care o dă Dumnezeu este permanentă. Este, zice, pacea mea vă dau vouă, nu cum vă dă lumea, vă dau eu. Lumea ne dă pace pentru câteva momente sau ne lasă în pace. Zice, lasă în pace, că e nebună. Nu? Nu așa ne dă Dumnezeu. Ne dă o pace care nu se mai ia de la noi. Pacea duhovnicească este o pace permanentă. Eu m-am împăcat. Știu că sunt om, știu că sunt slab, știu că sunt păcătos, știu ce să fac când cad în păcat, știu cum să lupt împotriva păcatului, știu că Dumnezeu mă iubește oricât de tare aș cădea. Sunt împăcat cu Dumnezeu, nu? Sunt împăcat cu mine, că nu mai am pretenții să nu greșesc nimic și să nu fac nimic. Păi, omenește-se. Având această înțelegere și împăcare cu mine, sunt înțelegere și împăcare și cu aproapele, că și el e om și el e supus păcatului și greșelii și el e așa și am putere de la Dumnezeu să iert, să înțeleg, să binecuvintez, să rapt, nu? Toate aceste arme duhovnicești pe care le avem. Iar conflictele vor fi o permanență și necazurile în viața noastră, pentru că, dar ele sunt la suprafața ființei mele. Deci, sunt conflicte circumstanțiale. Ele țin, nu poți să nu intri în conflict cu cineva care vrea să-și asculte muzică la 2 milioane de decibeli, iertați-mă, nu știu care sunt cifrele. Deci, nu se poate să nu intri în conflict cu cineva care. Dar eu, având pacea lui Hristos în mine, având pacea aceasta de fond în mine, rezolvarea acestui conflict, chiar dacă se face cu violență, în latura mea psihică, în latura mea afectivă, unde sunt încă neînduhovnicită. Așa? Ea e tot timpul păzită, ocrotită și gata să fie vindecată și rezolvată de pacea pe care mi-o dă Hristos. Îl binecuvintez cu furie, nu? Îi spun vreo două, mă doare, sau ești, mai scăpăm și câte un cuvânt, o privire, da? Dar acele arme distrugătoare pe care le aveam înainte, când, așa, de nevoia de a-l stârpi, de a-l drăcui, de a-l ucide, de a-l, așa, aceasta se vindecă. Apoi sunt conflicte care se rezolvă foarte simplu, printr-o discuție, printr-o comunicare, printr-o atenționare, printr-o rugăciune. Totul se schimbă, dar conflictele rămân. Pentru că psihismul nostru este pasional, nu? Pentru că noi suntem încă egoiști, nu am ajuns sfinți. Sigur că da, este real, de fapt, între puterile sufletești care slujesc trupul și puterile sufletești care slujesc partea afectivă, pentru că, eu repet de câte ori am ocazia, nu trupul săracul dorește mâncare sau băutură sau. Ai văzut că după ce se satură, ce nu mai pot crăp și tu spira să mai puțin, că îmi place. Sau nu mai beau, că uite, m-am amețit. Cine amețește? Trupul amețește, dar cineva acolo, sufletul bolnav, ego bolnav, zice, mai bem să uităm de necazuri. Nu contează că dăm sub masă. Important este să nu mai simt frica, angoasa și așa mai departe. Există un conflict foarte puternic între diferitele puteri ale sufletului nostru, da? Pentru că ele sunt rupte prin cădere, nu sunt unite în jurul Duhului, în jurul capului nostru, nu? Subiectului nostru care e în relație cu Dumnezeu, dacă este. Conflictul este chiar expresia văzută a unei schimbări care a întârziat. Dacă noi Exact. am fi receptivi la nou și la celălalt și ne-am schimbat viața, obiceiurile, atitudinile ușor și n-am mai face cum am apucat sau cum îmi vine mie, sau cum zic copiii ăștia, că vrea mușchii mei, atunci noi n-am mai intrat în conflicte. Deci această virtute de a fi mereu nou, de a fi mereu cu Dumnezeu și de a face față vieții și cerințelor aproapelui și asta ne face să ca conflictele să nu fie decât o mică tensiune între o dorință și realitate, între o putință și dorință și așa mai departe. Dar cu cât suntem mai anchilozați, cu atât conflictele sunt mai mari. Aveau școala Duhului Sfânt. Oamenii au școala vieții, oamenii așa care nu merg pe duhovnicire, au școala vieții din care învață extrem de multe și pot fi chiar înțelepți, sigur, cu ajutorul
Duhului lor, a spiritului lor, dar Sfinții Părinți aveau Duhul Sfânt și erau buni psihologi tocmai pentru că erau duhovnicești. Înțelepciunea omului, această capacitate a omului de a cunoaște legile și mecanismele psihismului său și de a le administra spre folosul său real, asta ar fi inteligența, nu? Se face pe bâșbâite cumva și prin raționamente. Dacă atunci, aha, va să zic așa și se studiază, se fac experimente, se spun, dacă ai fost abuzat în copilărie, vei deveni abuzator. Asta în urma multor constatări și se descoperă această lege. Zicem că abuzatul devine după ce e abuzator, fie asupra propriei persoane, fie asupra celuilalt. Da? Dar părinții, sfinții și creștinul cunosc toate aceste legi și mecanisme și realități ale psihismului prin Duhul Sfânt. Deci este o lumină, luminarea Duhului Sfânt și știința lui Dumnezeu care se dă pe mâna omului ca să înțeleagă și să... Așa că n-aș zice că erau psihologi și aveau o profundă și fină psihologie, dar venea un gând zilele trecute că aș deosebi psihologia de duhovnicie, ar fi ca, să zicem așa, deosebirea dintre apa de la nunta din Cana Galileea și finul pe care l-a transformat Dumnezeu în rezolvarea problemelor, conflictelor lăuntrice sau exterioare, seamănă cu potolirea setei noastre prin bând apa aceasta care se termină. Nu ne va mai fi sete, să zicem, până când însetăm din nou. Dar nu vom cunoaște veselia inimii pe care o aduce vinul, vinul ca simbol duhovnicesc. Și atunci, de-abia rezolvarea în duh, rezolvarea duhovnicească a conflictului, este soluția care ne salvează, care ne mântuiește. Pentru că numai Dumnezeu vindecă. Esența este iertarea. Deci transformarea aceasta, refuzul oricărui rău, refuzarea oricărui să faci rău, de să nu răsplătești răul cu rău, da? Ci să răsplătești cu bine, cu rugăciune, cu binecuvântare și cu faptă bună, să-i dăm par cu apă sau dacă Dumnezeu îl trimite în situația asta, n-are și după el să-i dai apă. Așa, să-i zici, stai așa, vrăjmașule, că am poruncă să-ți dau par cu apă, că s-ar putea să-ți dea cu un par în cap. Dar dacă vine vremea și își cere apă, își cere ceva și poți să o faci, aceasta atunci să fii bucuros și recunoscător lui Dumnezeu, că ți-a dat dovada că iertarea ta a avut efect. Deci rezolvarea duhovnicească presupune această împăcare lăuntrică cu Dumnezeu și capacitatea de a primi iertarea lui Dumnezeu și a nu spune Dumnezeu mă iartă, dar eu nu mă iert, da? Și învățând astfel și având puterea să iertăm și pe cei care ne-au făcut și ne fac rău. Prin această iertare noi îl desființăm pe adversarul nostru. Noi nu mai avem adversari pentru că îl iubim. Deci el nu e adversarul meu, ci iubitul meu. Dar și aici ne trebuie discernământ și înțelepciune. Dacă am un soț, un prieten, un vecin care creează conflicte și ajunge până la violență, eu voi porni atacul duhovnicesc. Încep să-l mă rog pentru el, citesc rugăciunea pentru vrăjmaș, îl binecuvintez, comunic cu el după arta comunicării pe care o putem învăța și la seminariile noastre. Însă, dacă ridică parul sau sigur, chem poliția, nu? Mă despart de el, mă despart de soț. Deci nu este martiraj dacă stau cu un abuzator sau cu un violent, dar dacă m-a omorât, atunci sau m-a rănit, eu îl iert. Dar eu, dacă nu m-am apărat sau n-am fugit sau nu i-am interzis în relația mea, o interzicere cu rugăciune, cu binecuvântare, cu așa, am fost părtașă la păcat. I-am dat ocazia să mă abuzeze și să mă... Aici ar avea de învățat femeile și copiii, victimele violenței, că nu trebuie să permită violența asupra lor, să nu se lasă intimidat de frică și de Dumnezeu e cu ei, legea măcar e obligată să fie de partea lor și putem să oprim... Ne ridicăm,
cerem iertare lui Dumnezeu, ne spovedim, primim iertare, cerem iertare aproapelui, uneori în timp ce caste și rogi. Zici, Doamne, ce am făcut, iar am greșit și iar am. Doamne, miluiește-mă, Doamne, iartă-mă. Și în felul acesta, celălalt suferă mai puțin, ține minte rău mai puțin, înțelegerea vine pentru că și el are neputințele lui și tu ai neputințele tale și dacă tu poți să-ți exprimi această vulnerabilitate, dacă îl lasă să înțeleagă, știi, n-am putut să mă abțin, iartă-mă, el înțelege asta pentru că și lui se întâmplă să nu poată ceva. Dar dacă nu poți să faci asta din mândrie, ci spui, din cauza ta nu m-am abținut, tu nu m-ai lăsat. Cum era să mă abțin când ești atât de cumplit, nu? Atunci nu putem să rezolvăm. Această rugăciunea și împăcarea și iertarea nu ne face sfinți în 5 minute sau în 2 săptămâni, ci ne dă sfințenia lui Dumnezeu pe mână ca noi să creștem în ea, să ne hrănim cu ea, să prindem putere și să devenim, nădăjduind în mila lui Dumnezeu ca la sfârșitul vieții să ne ducem la odihnă și nu la conflictele. Pricepem un lucru, că pe noi ne-a făcut Dumnezeu și când ne-a făcut ne-a dat de mâncare. A zis, de mâncați asta și n-a luat de la noi asta pe care el ne-a arătat ca fiind de mâncare. Ne-a lăsat aer pe care să respirăm. E adevărat că noi ne străduim să-l poluăm și să-l așa, dar el ne-a lăsat și mecanisme de purificare și deci săracul s-a gândit la toate. Că uite, năzdrăvanul ăsta să facă asta, așa, să uite, îi dau posibilitatea să trăiască până la capăt. Și sunt acolo cu el, dacă mă vrea, săr în ajutorul lui. Noi ar trebui să conștientizăm clar că hiba este în această identificare, această confuzie din ființa mea, din capul meu, între bine și plăcere, da? Și răul cu durerea. Deci noi considerăm că tot ce mă doare e rău și tot ce îmi place e bun. Asta e greșeală. Dacă confundăm asta, scăpăm din confuzia, să zicem, e bine ce spune Dumnezeu că e bine. Deci eu simt că e bună heroina. Dacă Dumnezeu spune să nu fac asta, eu nu fac asta pentru că nu e bine. Deci în clipa în care eu devin robul lui Dumnezeu, adică a iubirii, capăt puterea, înțelepciunea și bucuria lui Dumnezeu și o bucurie și o plăcere mai mare decât plăcerea pe care o obțin prin satisfacția aceasta egoistă a dorințelor. Noi prin frica asta de durere, deci alergarea după plăcere e un dușman și celălalt este frica de durere. Frica de durere care este exagerată de diavol în mintea noastră, este exacerbată. Nu e atât de rău ăla, nu e atât de rău. Dar noi spunem că dragul nu e atât de negru. Nu, dragul e negru. Rău nu e atât de rău pe când ne îngrozește și diavolul ne manipulează prin această frică noastră. Dacă am avea încredere în Dumnezeu, nu ne-am mai îngriji în sensul ce mă fac fără servici, nu? Ori diavolul ne manipulează, uite, trebuie să dau, mă duc la vrăjitoare să-mi facă și mie ceva, să mă duc să fac, să am serviciu. De ce? Pentru că mi-e frică că mor de foame. Dacă eu cred în Dumnezeu și zic, mă scol dimineața, zic, Doamne, dă-mi ceva să lucrez, dă-mi ceva să fac, să câștig, să nu mor de foame. N-am învățat ascultarea empatică și activă din cărți. Este darul Duhului Sfânt. Deci este iubire, răbdare, îndelungă răbdare. Ascultarea empatică și ascultarea activă sunt de fapt îndelungă răbdare, cea răbdarea Părintelui Duhovnicesc sau a Sfântului, care te ascultă toate și vine, se duc oamenii la Părintele Iustin Pârbu, stau la coadă și nu știu, și acolo în sfârșit sunt ascultați, nu sunt întrerupți, nu sunt. Și de-abia după ce sunt ascultați, profund și cu așa cum e el, părintele spune un cuvânt sau îl ceartă sau așa, omul primește altfel pentru că ascultă și el, pentru că și el a fost ascultat. În relațiile noastre, dacă noi l-am ascultat pe cel care vorbește, fără niciun gând de judecată sau de să zice, chiar așa, sau fără gândul paralel, că uite, eu am să zic așa, deci noi, de la primele cuvinte începem să-i răspundem în gând și nu mai ascultăm ce zice mai departe. De aceea relațiile noastre sunt bolnave, ciuntite, superficiale. Deci dacă am învățat asta, dacă am învățat să ascultăm, relațiile noastre ar fi cu totul altfel. Omul simte că l-asculți și se odihnește și se aude pe sine și dacă te și rogi în timp ce l-asculți, se aude pe sine și își găsește soluțiile, își găsește rezolvarea în propria ființă. No. Da.
Dar vezi, strădania noastră de a nu mai uita e caragioasă, ce facem noi ca să nu mai uităm, luăm memo, nu știu de care, plante, facem, sau ne notăm ca nu cumva să uităm. E bine când ești handicapat așa să faci și chestia asta, dar nu aceasta este rezolvarea. Ci dacă eu te iubesc, dacă eu mă rog când te ascult, eu nu voi uita. Deci ce ne lipsește este atenția la celălalt și iubirea, păsarea asta. Nu ne pasă. Și dacă nu ne pasă, dacă mi-e frică, eu pot să țin minte de frică. Și atunci notez ca să nu uit, nu? Deci Bun. memoria noastră este în nous, în duhul nostru, în partea noastră care e una singură a tuturor oamenilor. Și noi avem acces la acea memorie numai dacă am acces la adâncul din mine. Și deci dacă trăiesc în relație cu Dumnezeu, eu sunt în relație cu adâncul meu și cu adâncul tău care e același. În primul rând, în școală ar trebui să se predea rezolvarea conflictelor măcar așa umanistă. Pentru că noi facem niște seminarii cu copiii și cu adolescenții, după manuale și așa, sigur, adăugăm dimensiunea duhovnicească și are un mare efect și o mare importanță în viața omului. Școala este deficitară. În lume, școlile au început să se orienteze spre predarea comunicării, predarea științei rezolvării conflictelor, pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le învățăm. Nu le-am învățat acasă, nu le-am dobândit. Cei care le-au învățat acasă le vor recunoaște și se vor bucura că iată ce făceam noi era dita mai știința. Da? Ce făceam noi și știința, am învățat de la părinți, am învățat de la ai noștri. Deci, în primul rând, asta ar trebui să se întâmple. Apoi, faptul că copiii nu sunt duși la biserică, nu sunt spovediți, nu sunt împărtășiți, nu cunosc puterea Harului, n-au cum să-și rezolve puterea. Deci au dorințe puternice, nu știu ce să facă cu ele. N-au cunoștință că există o putere care să refuze o dorință rea, o dorință nesănătoasă, da? Nu să o nece, ci să o refuze, că există o putere dumnezeiască care ne ajută să îndurăm ce nu se poate îndura sau să evităm ceea ce se poate evita sau să schimbăm ceea ce se poate schimba. Ei nu cunosc asta, chiar dacă fac religia în școală, ori nu aud, ori nu li se spune pe înțelesul lor. Și atunci omenirea va schimba sau va pieri. Acolo unde profesorul de religie a fost aprins și trăitor în duh, copiii au beneficiat. Dacă el este un om credincios, se împărtășește, se spovedește, se bucură că este în Hristos și iubește pe copii și se transmite. Dacă are răni duhovnice, spirituale și emoționale, e frică de copii, nu suportă să fie contrazis, e frică să nu fie luat drept prost, are necazuri și le varsă pe copii, sigur că nu, dar ei nu sunt de judecat pentru că, nu? Și noi suntem bolnavi și dacă nu îndrăznim să ne rupem de această lume și să intrăm în logica lui Hristos și să ne vindecăm, nu avem altă șansă. Așa cum ați văzut la seminarul nostru de rezolvare a conflictelor, la un moment dat eu am ales să ne oglindim puțin în Hristos. Și am scos din Sfintele Evanghelii niște fragmente, niște porțiuni în care ni se spune cine sunt eu în Hristos, ce pot eu în Hristos, ce pot să fac în Hristos. Și ar trebui, asta e cuvântul meu, să încercăm să citim Sfintele Evanghelii, să ne oglindim în ea și să vedem. O să ne bucurăm, o să ne rușinăm, dar o să fim mai vii decât dacă trăim după modelele din telenovele sau din modelele din vipuri sau din. Deci eu sunt chemat să fiu un Hristos, lumina lumii, sarea pământului, fiul al lui Dumnezeu prin iubirea pe care ne-a dăruit-o Tatăl, fiul al lui Dumnezeu prin credința în Hristos, fiul și moștenitor al lui Dumnezeu, ucenic al lui Hristos, născut din nou, iubit de Dumnezeu, răscumpărat prin sângele lui, curățit de faptele cele moarte, făptură nouă, templu al Duhului Sfânt, fiu al luminii și fiu al zilei, scos de sub puterea întunericului și strămutat în împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat, sfințit în Hristos, ales, întărit, apropiat de Dumnezeu prin sângele lui, întărit, îmbrăcat, mort păcatului, mai mult decât biruitor, pecetluit cu Duhul Sfânt. Așa, deși multe altele, și iată ce mai pot să
Ce pot să am? Pot să am puterea să mă fac fiul lui Dumnezeu. Pot să am făgăduința Tatălui. Pot să am puterea de a scoate demoni în numele Domnului și a pune mâinile pe bolnavi și să se facă sănătoși. Pot să am pace în Hristos. Pot să am îndrăzneala și puterea de a birui lumea. Să am răscumpărarea prin sângele Lui. Să am puterea de a cunoaște taina voiei Lui Dumnezeu. Să am moștenirea păgăduită de El. Să am viață ducându-mă la El. Să am viață veșnică și să am gândul Lui Hristos în mine. Apoi am puterea în El să fac lucrările pe care le-a făcut El pe pământ, să fiu eliberată de legea păcatului, să umplu cu Hristos. Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întărește. Pot să găsesc odihna inimii, pot să păzesc poruncile Lui, pot să fiu viu în veci, mâncând pâinea acea vie, trupul și sângele Lui, pot să fiu seminția aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestesc în lume bunătățile celui ce m-a chemat din întuneric la lumina sa cea minunată. Pot să mă feresc de poftele cele trupești, să mă port cu cinste, să trăiesc ca un om liber și ca rob al lui Dumnezeu și nu al păcatului. Să sufăr cu gândul la El, să pășesc pe urmele Lui, să mor păcatului, să viețuiesc dreptății.